raportare. Am avut o discuție cu domnul Moldovan, secretarul de stat al dumneavoastră, de la Ministerul Sănătății, care a lăsat oarecum loc de interpretare prin anumite declarații pe care le-au făcut la începutul săptămânii. Că, de exemplu, un caz de leucemie, dacă este dovedit a fi respectivul pacient care a decedat de leucemie infectat cu coronavirus, automat este trecut în statistica coronavirus. Ceea ce poate fi interpretabil. Nu, poate fi interpretabil, dar noi ne-am propus să raportăm toate persoanele vindecate, dar și cele decedate, care au fost infectate cu coronavirus. Păi de unde știu că a murit din cauza coronavirus? Nu spun că a murit din cauza de coronavirus. Păi da, da, când dat statistica, aici scrie deces e 866 coronavirus. Da, deces coronavirus, infectat cu coronavirus. Acea boală, leucemia sau boala cronică, uitați-vă că în ultima săptămână 87 din cazuri aveau comorbidități. Da? Pe atunci nu, a murit de coronavirus sau de comorbidități? Deci, această boală nu avea de ieri. Să spun că astăzi a fost momentul în care acea boală a decompensat până la o cumul de factori. Infecția coronavirus, precum și bolile coexistente, au dus la deces. Da, acum, despicând firul în patru, există persoane care au decedat doar din cauza coronavirus? Există. Cele pe care le găsim fără comorbidități, da? Și care le găsim, să spunem, cu o insuficiență multiplă de organ, iar necropsia ne dezvoltă în acel moment modificările organelor, pulmonar, cerebral sau vascular. Ar fi atunci mai corect, da? În ideea de a nu crește panica în populație, această raportare statistică a cazurilor de infecție, de fapt a deceselor, să fie niște categorii, deci persoane decedate, depistate cu coronavirus decedate, dar în paranteză bolnave de cancer, bolnave de diabet, bolnave de afecțiuni, nu știu, după cum a spus, coronare, de inimă. În statistică aveți și comorbiditățile trecute la fiecare decedat. Da, dar alea nu se mai prezintă în mass media. Sunt și comorbidități. Noi când facem raportare prin grupul de comunicare strategică, avem și comorbidități la fiecare dintre cei decedați. Iar cazurile de persoane care au decedat doar din cauza coronavirus sunt câte procentual din decesul total? Avem 886 de decese raportate pe coronavirus. Noi în acest moment avem în curs o evaluare. După cum ați văzut, evaluări săptămânale care vă parvin și dumneavoastră spun, de exemplu, în ultima săptămână, 87% din cei decedați în ultima săptămână sunt și cu comorbidități. Deci înseamnă că doar 13% au doar infecție coronavirus. Doar infecția coronavirus și au încetat din viață, nefiind bolnavi și de alte afecțiuni, da, din câte, da, da, din câte s-a putut vedea. De exemplu, o boală cronică pe care o avea poate fi decompensată de o reacție pneumonică dată tocmai de coronavirus. Ați văzut declarațiile profesorului Astărăstoaie de la Iași,